Criza, capitolul 16. Încheierea timpului de probă. Există unii oameni în viață astăzi care au încheiat timpul lor individual de probă, astfel ca Duhul Sfânt să nu le mai poată converti inima? În fiecare zi pentru unii timpul de probă se încheie. În fiecare ceas unii trec dincolo de limita harului. În fiecare zi am fost asociați cu bărbați și femei care se îndreptau spre judecată. Fiecare zi pentru unele suflete poate fi o linie de despărțire. Cineva ar fi putut lua hotărârea care îi va determina soarta viitoare. Care a fost influența noastră asupra acestor oameni? Ce eforturi am depus noi pentru ca să-i aducem la Hristos? Știm noi când perioada noastră de probă ar putea să se încheie? Noi nu știm cât de curând timpul nostru de probă ar putea să se încheie, indiferent cât de lungă ar fi viața pe pământ. Nu avem decât un scurt timp de trăit aici și nu știm cât de curând săgeata morții va lovi inima noastră. Nu știm cât de curând am putea fi chemat să părăsim lumea și toate interesele ei. În care cel puțin 4 ocazii din trecut a fost o încheiere generală a timpului de probă pentru un mare număr de oameni. În zilele lui Noe a fost o închidere a ușii. În acel timp a existat o retragere a Duhului lui Dumnezeu de la neamul omenesc care a pierit în apele potopului. Geneza 6:3. În zilele lui Avram a fost o închidere a ușii. Harul a încetat să mai pledeze pentru locuitorii Sodomei. În zilele lui Hristos a fost o închidere a ușii. Fiul lui Dumnezeu a declarat iudeilor necredincioși ai acelei generații: vi se lasă casa pustie. Matei 23:38. În 1844 a fost o închidere a ușii. Toți cei care au văzut lumina primei și celei de-a doua solii îngerești și au respins lumina aceea au fost lăsați în întuneric. Iar aceia care le-au acceptat și au primit Duhul Sfânt, care însoțeau proclamarea soliei din cer și care după aceea au renunțat la credința lor și au numit experiența lor o înșelare, au respins prin aceasta Duhul lui Dumnezeu, iar El n-a mai pledat pentru ei. Ce decret divin va închide timpul de probă pentru întreaga familie omenească? Apocalipsa, capitolul 22, cu 11 și 12. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să deau fiecăruia după fapta lui. Ce act al lui Hristos va indica terminarea pentru totdeauna a mijlocirii sale în favoarea păcătoșilor? De la Daniel, capitolul 12 cu 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Apocalipsa, capitolul 15, versetul 8. Și templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Știm noi când va sosi ceasul care va decide soarta omenirii? Dumnezeu nu ne-a descoperit timpul când această solie se va încheia sau când timpul de probă va lua sfârșit. Aceste lucruri care sunt descoperite, noi trebuie să le acceptăm pentru noi înșine și pentru copiii noștri. Dar să nu căutăm a cunoaște ceea ce este ținut în secret în consiliile a Totputernicului. Mi-au sosit scrisori întrebându-mă dacă am vreo lumină specială în ce privește data când se va încheia timpul de probă. Și răspund că am numai acest mesaj de sus, că acum este timpul să lucrăm cât este încă ziua, căci noaptea vine când niciun om nu mai poate lucra.
Nu există poruncă pentru nimeni ca să cerceteze scripturile pentru ca să stabilească dacă e posibil când se va încheia timpul de probă. Dumnezeu nu are o asemenea solie pentru nicio ființă omenească. El nu va însărcina niciun glas muritor pentru a declara ceea ce El a ascuns în consiliile sale secrete. Mai există vreo altă profeție care cuprinde o perioadă de timp care încă trebuie să se împlinească înainte ca timpul de probă să se încheie? Poporul nu va avea o altă solie despre timpul hotărât. Cel mai lung calcul atinge toamna anului 1844. Ce prezicere clară este făcută în ce privește impunerea păzirii duminicii înainte de încheierea timpului de probă? Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va fi format înainte ca timpul de probă să se încheie, căci ea va fi cea mai mare probă pentru poporul lui Dumnezeu, prin care se va decide destinul lor veșnic. Aceasta e proba pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte de a fi sigilat. Marea încercare finală va veni la sfârșitul timpului de probă a omenirii, când va fi prea târziu ca nevoile sufletului să fie îndeplinite. Care este legătura dintre legea duminicală universală și încheierea timpului de probă pentru națiunile pământului? Dumnezeu acordă națiunilor un anumit timp de probă, când cifrele acumulate în cărțile din ceruri vor marca suma completă a păcătuirii, mânia lui Dumnezeu va veni, neamestecată cu milă, și atunci se va vedea ce lucru teribil este să epuizeze răbdarea divină. Această criză va fi atinsă când națiunile pământului se vor uni să anuleze legea lui Dumnezeu. Care trei lucrări sunt terminate aproape simultan la încheierea timpului de probă? Poporul lui Dumnezeu a împlinit lucrarea pe care trebuia să o facă. Un înger, întorcându-se de pe pământ, anunță că lucrarea sa este sfârșită. Atunci Iisus încetează mijlocirea sa în sanctuarul de sus. El ridică mâinile și cu o voce tare spune: s-a sfârșit! Lucrările documentare din materialele noastre publicate vor arăta credința noastră, precum că drepții care sunt în viață vor primi sigiliul lui Dumnezeu înainte de încheierea timpului de probă. De asemenea, că aceștia se vor bucura de onoruri speciale în împărăția lui Dumnezeu. Când lucrarea judecății de cercetare va fi sfârșită, când cazurile acelora din toate veacurile care au mărturisit a fi urmașii ai lui Hristos au fost examinate și hotărâte, atunci și nu până atunci, timpul de probă se va încheia și ușa Harului va fi închisă. Cum va fi viața în această lume în ziua când timpul de probă se va încheia? Va fi vreunul conștient că ora decisivă a sosit? Înainte de potop, după ce Noe a intrat în corabie, Dumnezeu i-a încuiat pe el înăuntru și a încuiat pe cei credincioși afară. Dar timp de 7 zile, poporul, neștiind nimic de faptul că osânda lor fusese fixată, au continuat viața lor nepăsătoare și iubitoare de plăceri și și-au bătut joc de avertizările unei judecăți iminente. Tot astfel, spune Mântuitorul, va fi venirea Fiului Omului, Matei 24:39. În tăcere, pe neobservate ca hoțul din miezul nopții, va veni ora decisivă care marchează stabilirea destinului fiecărui om și retragerea finală a ofertei Harului de la oamenii vinovați. În timp ce oamenii de afaceri sunt absorbiți în căutarea de câștig, în timp ce iubitorul de plăceri caută dedarea la plăceri și pofte, în timp ce fiica modei își aranjează podoabele ei, în acea oră s-ar putea ca judecătorul întregului pământ să pronunțe sentința: ai fost cântărit în balanță și găsit prea ușor. Criza se așterne pe nesimțite asupra noastră. Soarele strălucește pe ceruri, urmându-și drumul lui obișnuit, și cerurile încă declară gloria lui Dumnezeu. Oamenii încă mănâncă și beau, sădesc și construiesc, se căsătoresc și dau în căsătorie. Negustorii încă cumpără și vând. Oamenii se îmbrâncesc unii pe alții, luptându-se după cel mai înalt loc.
Iubitorii de distracții încă se îngrămădesc în teatre, curse de cai și săli de jocuri de noroc. Cea mai înaltă excitare domină, cu toate acestea, ora probării se încheie rapid și cazul fiecăruia este aproape a fi decis pentru veșnicie. Satana vede că timpul lui este scurt. El și-a pus toate agențiile sale la lucru pentru ca oamenii să fie întunecați, înșelați, amăgiți, ocupați și vrăjiți până când ziua de probă se va încheia, iar ușa harului încuiată pentru totdeauna. Cum va continua să fie viața până în momentul distrugerii celor nelegiuiți? Așa după cum poporul zilelor lui Noe n-a știut nimic până a venit potopul și a luat pe toți, tot astfel, în cuvintele Mântuitorului, va fi de asemenea venirea Fiului Omului, Matei 24:39. Când poporul care pretinde a fi al lui Dumnezeu se unește cu lumea, trăind așa cum trăiește ea, unindu-se cu ea în plăceri interzise, când luxul din lume devine luxul bisericii, când clopoței căsătoriei sună și toți se uită înainte spre mulți ani de prosperitate lumească, atunci deodată, așa cum strălucește fulgerul pe ceruri, va veni sfârșitul aspirațiilor lor luminoase și al speranțelor lor iluzorii. Când rațiunea filozofiei va face să dispară frica de judecata lui Dumnezeu, când învățații religioși îndreaptă atenția mulțimii spre mulți ani de pace și prosperitate, iar lumea e absorbită în cercurile lor de afaceri și plăceri, sădind și clădind, sărbătorind și petrecând, respingând avertizările lui Dumnezeu și batjocorind pe mesagerii săi, atunci distrugerea va veni asupra lor, iar ei nu vor scăpa. Vină când ar veni, ziua lui Dumnezeu vine pe neașteptate, peste cei nelegiuiți, când viața își urmează cursul în drumul ei, neschimbați, când oamenii absorbiți în distracții, în afaceri, în comerț, în câștiguri de bani, când conducătorii religioși preamăresc progresul și iluminarea lumii și poporul este legănat într-o siguranță falsă, atunci, așa cum hoțul din miez de noapte prădează locuința nepăzită, tot astfel distrugerea va veni deodată asupra celor nepăsători și neevlavioși, iar ei nu vor scăpa. Formele religiei vor fi continuate de către poporul de la care Spiritul lui Dumnezeu a fost în cele din urmă retras, iar zelul satanic cu care prințul răului îi va inspira pentru realizarea scopurilor sale răutăcioase, va purta asemănarea zelului lui Dumnezeu. Se vor aștepta adventiștii de ziua a șaptea la încheierea timpului de probă atunci când ea va avea loc? Ziua Domnului va veni deodată, pe neașteptate. Realitatea aceasta solemnă trebuie să fie prezentată nu numai poporului din lume, ci și poporului din bisericile noastre. Când timpul de probă se va încheia, aceasta va veni deodată, pe neașteptate, într-un timp când noi ne așteptăm cel mai puțin să se întâmple. Dar noi putem avea astăzi în ceruri un raport curat și știm că Dumnezeu ne acceptă. Unde vor trăi cei drepți și ce vor face ei până când se va încheia timpul de probă? Grâul și neghina cresc împreună până la seceriș. În împlinirea datoriilor vieții, drepții vor fi până la urmă aduși în contact cu necredincioșii. Copiii luminii sunt răspândiți printre copiii întunericului, astfel încât contrastul să fie văzut de toți. Va avea loc vreun semn supranatural pe pământ care să indice că Hristos a terminat lucrarea sa de mijlocire în ceruri? Pastorul J.A. Irving a scris în revista Reviewing Herald din 21 iunie 1898, pagina 1. Un întuneric va acoperi pe locuitorii pământului când Iisus va ieși din sanctuarul ceresc, așa cum a învăluit pământul în timpul răstignirii. Totuși, trebuie să fie înțeles clar că nu există sprijin în spiritul profeției pentru această declarație. Sora White spune, când el părăsește sanctuarul, întunericul va acoperi pe locuitorii pământului. Acest întuneric este fără îndoială spiritual, întunericul ereziei și amăgirii. Vor avea cei drepți vreo altă cale de a ști că timpul de probă s-a închis? Când hotărârea irevocabilă din sanctuarul ceresc a fost pronunțată și destinul lumii a fost stabilit pentru totdeauna,
Locuitorii pământului nu vor ști nimic despre acestea. Cei drepți și cei răi încă vor locui pe pământ în starea lor firească. Oamenii vor planta, vor clădi, vor mânca și vor bea. Toți inconștienți că decizia finală, irevocabilă, a fost pronunțată în sanctuarul de sus. Va ști Satana că timpul de probă s-a încheiat? În timpul strâmtorării, Satana agită pe cei nelegiuiți ca să înconjoare poporul lui Dumnezeu pentru a-l nimici. Dar el nu știe că iertat a fost scris în dreptul numelui lor în cărțile din ceruri. El vede că îngerii sfinți îi ocrotesc și se teme că păcatele lor au fost iertate, dar el nu știe că soarta lor a fost hotărâtă în sanctuarul de deasupra. Ce spune Biblia că va avea loc după încheierea timpului de probă? Apocalipsa, capitolul 15 cu 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Capitolul 16 cu 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Capitolul 19 cu versetele 11 la 15. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Am văzut că cei 4 îngeri vor ține în frâu cele 4 vânturi până când lucrarea lui Isus în sanctuar va fi terminată și atunci vor cădea cele 7 plăgi de la urmă. Când lucrarea judecății de cercetare se va termina, soarta tuturor va fi decisă pentru viață sau pentru moarte. Timpul de probă se va încheia la scurt timp înainte de arătarea Domnului pe norii cerului.